O atenționare de cod galben de ploi și ninsori a fost emisă pentru mai multe județe din nordul și estul țării. Potrivit meteorologilor, vineri și sâmbătă va continua să plouă în jumătatea de est a țării, iar în nordul Moldovei va ninge. La Suceava, stratul de zăpadă s-a așezat, iar traficul a fost îngreunat. Din cauza vizibilității reduse, s-a circulat cu dificultate. În popor, aceasta se cheamă ninsoarea mieilor. E ultima ninsoare care pune punct frigului și iernii și dă frâu liber venirii primăverii. Această ultimă suflare a iernii a primit numele de zăpada mieilor, deoarece în această perioadă sunt aduși pe lume miei, simbolul primăverii. În alte părți îi se mai spune astfel pentru că fulgii sunt mari și pufoși, ca niște mielușei care, atingând apoi pământul, readuc natura la viață. Bunicii spun că această ultimă zăpadă e ca aurul pentru pământ și pentru cei care îl lucrează, pentru că e o rezervă de apă în sol care va ajuta plantele să crească.